Ca urmare a faptului că la nivelul municipiului Călăraș rata de incidență COVID-19 a depășit 3 la 1000 de locuitori, conform datelor publicate de Direcția de Sănătate Publică a județului Călăraș, Comitetul Județean pentru Situații de Urgență a emis la finele lunii trecute o hotărâre conform căreia activitățile instituțiilor muzeale, bibliotecile, cinematograful și Centrul Județean de Cultură și Creație Călăraș își suspend activitățile cu publicul pregătite pentru următoarea perioadă. Activitățile vor fi reluate în momentul în care incidența COVID-19 va scădea sub 3 la 1000 de locuitori.